Domnule primar, când erați mic, ce apreciați cel mai mult la Bălci? Și apoi când ați crescut mai mare, cum s-au schimbat? Da, să știți că după ce am crescut mai mare s-au mai schimbat plăcerile, n-au mai rămas mereu aceleași. Da, era atunci când se venea în Bălci, trebuia mâncată acea gogoașă tradițională. Îmi plăcea foarte mult să mă dau în iujuri. Din păcate, acum nu mai sunt prezente, ele nici nu se mai încadrează în normele, în standardele de risc. Dar îmi plăcea foarte mult și mai ales momentul frumos care s-a dezvoltat odată cu vârsta, iar atunci când te urcai în iuș, învârteai fetele și pe urmă le dădeai drumul și să răsuceau lanțurile. Poate vă aduceți și dumneavoastră aminte, mă gândesc și dumneavoastră poate ați fi fost răsucite vreodată.